Mai multe dosare ale unor maramureșeni care au fost încadrați în grad de handicap au fost trimise spre reevaluare. Polițiștii maramureșeni au confirmat că au în anchetă mai multe dosare care privesc modul în care s-au făcut încadrările în grad de handicap și modul în care s-au acordat pensii de invaliditate. În urma unor verificări făcute în județul Maramureș de către o comisie formată din reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă, ai Direcției de Sănătate Publică și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, s-au găsit nereguli la mai multe dosare de handicap și de pensionare. Sunt în cercetare mai multe dosare penale privind infracțiunea de fals intelectual și înșelăciune. Acestea au ca obiect verificarea legalității eliberării certificatelor de încadrare în grad de handicap, precum și întocmirea dosarelor de pensionare, a spus Dumitri Zahotea, purtător de cuvânt al IPJ Maramureș. Harababură între documente, acte medicale false, anchete sociale sumar întocmite de persoane fără pregătire de specialitate, precum și documente contradictorii emise de medici diferiți pentru aceeași persoană. Acestea sunt pe scurt concluziile la care au ajuns membrii comisiilor de control care au efectuat verificări în județ. Echipa de inspecție a propus suspendarea 1399 de dosare de ajutor social din județul Maramureș. De asemenea, pentru sumele primite necuvenit cu titlul de ajutor social, s-a propus emiterea dispozițiilor de recuperare, sumă totală constituită ca debit și comunicată de către primării Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș fiind de 47.541 de lei, a precizat Cosmin Mureșan, asistent social în cadrul ITM Maramureș. Și în ceea ce privește încadrarea în grad de handicap, concluziile sunt aceleași. În urma verificărilor au fost propuse spre reevaluare 203 dosare, principalele motive fiind neconcordanțe între diagnosticul medical și încadrarea în grad de handicap, documente medicale fără număr de înregistrare de la unitatea medicală emitente, suspiciuni legate de valabilitatea unor documente medicale, bilete de ieșire din spital care nu se regăseau în baza de date ale spitalului sau documente medicale scanate nerecunoscute de către medicul emitent, a menționat Augustin Avram, asistent social în cazul ITM Maramureș.